frică să iau ceva. Îmi dați că eu cobor. Da? Transmiteți că am încredere, dați-mi eveniment caritabil duminică la Teatrul de Vară Radu Beligan, într-un an în care pasiunea, munca și talentul au adus-o în prim plan prin prestația din filmul distins cu Ursul de Aur, poziția copilului, actrița Tania Popa a venit în Bacău cu fata din Curcubeu, Delia Bugnar. A venit la inițiativa asociației Totul pentru un Surâs, care a direcționat toate încasările pentru terapiile de care au nevoie copiii cu autism din grija asociației Betania. Prin prestația lor, Tania Popa și pianistul Marian Hâncu au trimis spectatorii în povestea de plâns a fetei din Curcubeu, oprositoată cu nostalgia copilăriei, a unei perioade în care a fost înconjurată de iubire, până când mama, tatăl și sora geamănă s-au dus și au luat odată cu ei șansa unei copile cu talent și aspirații de artiste de a-și găsi drumul în viață. Tania Popa e mamă și a venit în Bacău din solidaritate față de mamele copiilor cu autism. Tania are 2 copii. Îmi doresc un singur lucru la orice oră a zilei. Să fie sănătoși, atâta tot. Și sunt convinsă că părinții știu ce înseamnă asta. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit. M-ați topit. Mi s-au dus toate gândurile, toate cuvintele. Îmi venea să plâng pe bune, ceea ce nu mi se întâmplă. Și vă zic atât, că nu știați, poate, dar la voi în Bacău există o nebună, în sensul bun al cuvântului, culmea o cheamă ca și pe mine Tania, și care a văzut ea acest spectacol și așa a zis ea că face un spectacol pentru copii, pentru care lucrează și m-a cooptat pentru asta.